Culitzsterp nu are nici cea mai vagă idee că a colaborat pentru piesa Fericire cu Loredana Groza. Cum a înregistrat bucata sa pentru melodie? Culitzsterp a plecat la Survivor România la scurt timp după ce a înregistrat versurile pentru piesă. Piesa Fericire, pe care Loredana Groza o cântă în colaborare cu 10 nume mari din industria lăutărească, a fost lansată în urmă cu aproape 2 săptămâni. Iar De Zile Bune se află pe primul loc în trendingul de pe YouTube, videoclipul reușind să adune 10.202.061. De vizionări. A fost una dintre cele mai controversate piese, în urmă căreia Loredana a fost aspru criticată de fani. Culitzsterp se află printre artiștii care au făcut parte din colaborarea momentului. Însă el nu știe cine este vocea feminină din această piesă sau cât de populară a devenit melodia. Bucata sa a fost înregistrată cu puțin timp înainte de a pleca la Survivor România. Culitzsterp nu știe nimic despre piesa Fericire. Florin Baboi, unul dintre artiștii care apar în piesa alături de Loredana Groza, spune că faimosul Culitzsterp nu are habar de ceea ce urma să se întâmple cu versurile pe care le-a înregistrat la studioul lui Costi Ioniță. Mai mult, se pare că nimeni nu știa că urmează să apară și o voce feminină în piesă, cu atât mai mult a Loredanei Groza. Culitzsterp a înregistrat melodia înainte de a pleca la Survivor. A fost în studio la Costi Ioniță, a lucrat acolo cu noi, dar nu avea nicio idee despre ce urmează. El și-a înregistrat bucata lui. Noi am avut filmări cu el pe care le-am folosit în videoclip. Dar nu știe nici pe departe că acum are melodie cu Loredana, e singurul care nu știe, din lume, cred. Va fi, probabil, cea mai mare surpriză pentru el în plan muzical atunci când va ieși de la Survivor, a dezvăluit Baboiaș pentru Fanatic. Loredana Groza, apreciată de ceilalți artiști pentru cum s-a comportat. Se pare că ceilalți maneliști care au colaborat pentru piesă au aflat abia în ziua filmărilor că urmează să scoată o melodie în colaborare cu Loredana Groza. Toți au numai cuvinte de laudă pentru artistă și spun că s-a comportat ca o adevărată profesionistă. Loredana a venit și la înregistrări fără să stea pe gânduri, la videoclip a fost o profesionistă, știa exact ce se vrea de la ea, nu au fost probleme, iar rezultatul este. Să fim sinceri, senzațional. Acum, doar Culitzsterp mai trebuie să afle ce s-a întâmplat, el este singurul care încă nu știe.
aștept să văd ce reacție va avea după ce iese de la Survivor, a mai povestit Baboiaș pentru aceeași sursă citată.